Strategia Națională pentru Păduri la un cod silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn pe tapet la cea de-a șasea ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, organizată miercuri de Fordac, Comunitatea Forestierilor și Asociația Industriei Lemnului Pro-Lemn în București. Dezbaterea a avut loc în contextul deciziei de plafonare a prețului lemnului de foc. În primul rând, ordonanța privind plafonarea prețului lemnului de foc, peleților și brichetelor s-a dovedit artificială și contraproductivă. Al doilea lucru pe care îl susținem este ca Romsilva să pună masă lemnoasă în piață la nivelul potențialului dat de amenajamentele silvice. Impactul asupra pădurilor a măsurilor actuale este destul de dificil, în sensul că în momentul în care vom renunța la amenajamentele silvice, acestea nu vor mai conduce spre o gospodărire durabilă a pădurilor. În România, peste 3 milioane și jumătate de gospodării se încălzesc cu lemn. Într-un an, România ard peste 14 milioane de tone de lemne de foc și peste 200.000 de tone de peleți. Participanții la forum se tem că, în absența unor măsuri eficiente de administrare a fondului forestier, țara noastră se va confrunta cu o accentuare a crizei lemnului în anul care vine.